introduc o carte la care am participat și eu ca autor, prima oară în viața mea. Este vorba despre antologia Cum e să fii fată, pe care au lansat-o cei de la Editura Univers, sunt aici de față. Am lansat-o chiar joia trecută. Hello! Am lansat-o chiar joia trecută și vreau să vă spun că aici sunt povești, atât ficțiune cât și reale, ale mele sunt reale, scrise de către 9 autoare, printre care mă regăsesc și eu. Eu am scris două povești. Una este Femeia cu farme și cealaltă Dialogul între mamă și fiu. Eu am vrut să vă citesc puțin această carte. O să o fac acum, dar o să nu fie mai de vedere. Asta e. Și vă spuneam că am făcut și eu aseu. Aici am stat 4 ani de zile. Iau o carnele. Am să vă citesc din povestea Femeia cu farme. Un paragraf. Mai lung așa. În copilărie eram o fată timidă, foarte timidă. Habar n-am de ce și nu știu nici de unde provenea această timiditate. Faptul meu dormea sub straturi de complexe, care mai de care mai ireale. Presupun că și voi aveți așa ceva, nu? Așa e? Da sau ba? Nu spuneți că eu sunt singura mea cu complexe. Că bine? Mă gândesc la viața mea ca o ceapă mare, care trei straturile de cojesc, descoperind ce e dulce și bine. Că uneori mă face să plâng, dar adeseori nu știu mesaj din ea, prin inundă de papilele gustative cu aroma ei, cu miezul care se sparge între dinți, să nu știu cât delicioși să ne-am de ce. Când scriu aceste lucruri, mi-am dat aminte de bunicul meu, căruia i-am dedicat această carte, pentru că acum 3 luni de zile a decedat. Mânca ceapă doar cu pâine și cu sare, uitându-se la mine cu ochii lui de un albastru indescriptibil, râzând peste marginea paharului cu țiuliță bună. De ce nu cunoște de exemplarea autorului lui? Iar în mine să le dau unul dintre complexele mele. Ce credeți? Prima motivare pe care am făcut-o frățișerii mele a fost colorarea ochilor legite de contact al noastră. Da, exact asta. Iar la 18 ani, când eram la facultate, m-am făcut blond. De fapt, a fost un pact făcut cu părinții mei. Intrarea la facultate avea să fie recompensată cu transformarea mea în blond. Mă credeți că promisiunea lor a avut efectul scontat? Am devorat cărțile de economie, politică, geografie și matematică pentru schimbarea faptului lucrurilor. Se spune că noi femeile suntem veșnic nemulțumite de felul în care arătăm, iar ei nu fac excepție de la regulă. Asemenea lucrurile, promisiunea unei schimbări de lucru ne determină să realizăm tot posibil. Revin la mintea întotdeauna unei femei. Pare logic, dar la noi chiar funcționează genul acesta de fabrici. Deci iată cum am ajuns eu la ASE. Îmi doream să fiu aici? Nu! Apropo de ce spunea Rosana la început, să înainte, de vise. Și că trebuie să atingi stelele, să ai pasiune, vocația voastră, dorințele voastre, pe care trebuie să vă dați. Am fost educată într-un regim spartan, de către bunicii mei, de către părinții mei, tatăl meu a fost diplomat de carieră, au fost plecați foarte mult din comisiuni diplomatice și practic au fost crescută de părinte bunici. Și atunci când a venit vorba, chiar și o clasa 11 acolo, și a sosit clipa să îmi aleg ce trebuia să fac în viitorul meu, unde trebuia să ajung și ce facultate, la ce facultate trebuia să ajung. Eu am spus, sfioasă așa, am spus, eram foarte timidă, eu aș vrea să fac actriță. Eu vreau să fac actriță. Plăcea să lansez, plăcea să scriu pian, balet, dans model, plăcea să recit poezii, plăcea să scriu, plăcea să pictez. Eram așa, cu capul în ori. Deci aveam simțul acesta artistic în mine. Și vreau să dezvolt, vreau să fac din asta o meserie. Nu s-a putut. Vai de capul meu. Cum adică să ajungi actriță? Cum adică să fii la mâna acestor regizorilor? Cum adică să te văd că ții sunt de la televizor sau pe scenă? Doamne ferește! O facultate serioasă, o facultate de viitor, o facultate care stă o meserie serioasă. Trebuie să faci bani, mai am mor de foame actorii. Doamne ferește! ASEU. Tatăl tău este diplomat. Da? O să ajungi la, nu știu, la ambasadă, o să te duci la un consulat, o să te duci la o firmă de comerț exterior, o să vezi lumea. Cam asta e. Nu tot ajungi la mâna cuiva? Tot ajungi la mâna cuiva, așa? Așa e, dar măcar atunci când faci ceea ce îți place și muncești cu dreapă, te trezești în fiecare dimineață cu sufletul pe buze. Când faci ceea ce nu îți place, întreaga zi o corvoară, o corvoară.
dorințele, să devină realitate, trebuie să think big, trebuie să gândiți big, da? Și să porniți cu aceste dorințe ale voastre, cu aceste pasiuni. Nu cu ceea ce spune altul că e mai bine să faci în viață, ci cu ceea ce dorești tu, cu adevărat, să faci în viață. Ok, am făcut aseul, sunt foarte bine, mama, tata, bunicii, acolo sus, vă mulțumesc din suflet pentru că m-am format ca adult. Deci a fost extraordinară această facultate pentru că mai am 5 minute, ca în televiziune. 5 minute, it's a wrap. A fost foarte, foarte bună această facultate pentru că, de fapt, eu aici am învățat să sintetizez ideile, să vorbesc la ele, așa cum fac acum. Dar, ce s-a întâmplat? Am terminat facultatea și unde am intrat la Casa de Cuvânt de Vizionare, cu manechin. După care, în 1993, am intrat în televiziune. Unde sunt astăzi? Fac ceea ce-mi place. Sunt pe scenă. Da? Vorbesc la liber, vorbesc cu voi, scriu cărți și tot acolo am ajuns. Vedeți? Tot acolo, pentru că destinul meu ăsta este să fiu artist. Ziua vestă, noaptea, nu chiar atât de trist. Și acum, vreau să, pentru că mai am 5 minute, vreau să le dedic vouă. Eu am lansat această carte împreună cu cealaltă scriitoare, alături de Edit la Univers, dar și în colaborare cu Elimelo și vă știți foarte bine Elimelo, sunt acele magazine cu accesorii, vorbesc cu fetele mai mult acum. Știu că vă duceți și vă cumpărați tot felul de lucruri foarte drăguțe de acolo. Eu am niște brățări pentru 7 dintre voi, 7 fete. Am putea să dăm și la băieți, pentru că sigur aveți iubite, prietene, da? Vreau să vă ofer cartea alături de bijuterile care sunt aici, brățările. Dar vă rog frumos să îmi puneți voi niște întrebări și la care o să răspund repede înainte. Și la fiecare întrebare vă dau o carte și o cățară. Red, avem 3 minute acum. Așa e televiziune. Țap, pac, hai, ăla știi. Hai, mâna în sus, vin o repede aici. Uite, eu sunt una de aici. Semnul de carte, Merina, o cățară o zi. Ce-ai zis? Nu s-a văzut, nu s-a văzut. Nu, nu am venit niciodată să renunț la facultate. Așa cum ți-am spus, eu am avut o educație școala și școală și așa mai departe. Am terminat aseul, am terminat facultatea, după care am urmat, mi-am urmat visul. Așa. Înainte de a face un gest sau un pas în viața mea sau în cariera mea, indiferent orice lucru, orice aspect al vieții mele, le gândesc înainte. Și atunci, dacă gândesc, îmi asum ceea ce gândesc și decizia pe care o iau, da? În momentul în care am luat o decizie, merg până la capăt cu ea. Deci nu există loc pentru ce aș schimba, ce regrete am, ce n-aș fi făcut. Asta e. A, pot să vă spun că la vârsta de 20 de ani gândeam un fel, la 30 altfel, la 40 cu totul altfel. Dar în